Hai să mergem mai departe și să vedem ce a răspuns Marian, pe care îl văd astăzi destul de... Îl văd destul de supărat, nu știu, de tracasat. Marian, și pentru tine am câteva întrebări. Ți-aduce aminte cum ai răspuns la testul poligraf la ele, da? Da. Prima întrebare. Ai încuiat-o în mașină pe Veronica în data de 5 ianuarie 2020? Da. Nu, pardon. Nu ai răspuns la detector? Nu. Ai încuiat-o? Nu. Să vedem ce a spus, ce spune testul. Ai spus adevărul. Deci n-ai încuiat-o. Nu. Auzi, Veronica, nu te-a un pic. Decât un pic, așa iese la... Nu, la detector iese, la detector și iese un pic și mult. Bine. A doua întrebare. Ai întreținut relații intime cu Veronica în data de 5 ianuarie 2020? Nu. Testul poligraf spune... Ai spus adevărul. A treia întrebare. Atenție, Viorel. Ai amenințat-o să tacă pe Veronica atunci când a trecut mașina de poliție pe lângă voi în data de 5 ianuarie 2020? Nu. Atenție, Viorel, să vedem dacă minte sau nu. Deci ai amenințat-o să tacă când a trecut poliția pe lângă voi? Nu. Testul spune... Ai spus adevărul. Deci... Și el, de ce m-a încuiat în mașină? Nu te-a încuiat, deci... asta a răspuns mai devreme, Maria, că nu te-a încuiat și a ieșit că spune adevărul. Și că deci... nici nu te-a amenințat să taci când a trecut poliția. Nu, a zis, las că încurci treaba ta. Păi asta, i-a ieșit că nu ți-a zis asta. Nu. Mai departe. Ai încercat să-i dai jos pantalonii Veronicăi în data de 5 ianuarie 2020? Da, a fost atunci când v-am explicat cum a făcut cu jocul. Bun, deci ai spus da. Da. Testul spune... Ai spus adevărul. Și ultima întrebare. În data de 5 ianuarie 2020... Ai vrut să o dai pe Veronica unui bărbat pe nume Gelu? Da. Testul spune? Ai spus adevărul. Deci, acum, Marian, care e problema? Ce ai înțeles, Viorele? Da, am înțeles. Viorele, zine și nouă ce ai înțeles. Două întrebări, care sunt cele mai importante. Deci, două întrebări. Din care s-o citit acolo. Două întrebări, cele mai importante. Care, mă, sunt alea, zi? Așa. Deci tu spuneai că... Viorele, nu ne fierbeți. Zici ce ai înțeles. Așa, stai că nu vă fierb. Ai zis că n-ai dezbrăcat-o. Deci, eu... acum, vreo două zile, cât mai mult noi, ai zis că nu ai dezbrăcat-o. Deci aici ai spus cu gurița ta. Acum, de ce o ieși că ai dezbrăcat-o? Ai fost atent la întrebările alea? Eu am fost. Și că ai vrut să o dai la Gelu. Ei, băiatule, am explicat destul de clar cu ce... Ai înțeles? Tu vorbești cu mine acum. Nu mai vorbești cu doamna Mirela sau cu altcineva. Așa. De aici. Schimbă treaba. Ei, Viorele. Bun, asta a zis și el. Asta în primul rând. Dar asta a spus și el, singur, a zis. Că doamna Mirela, cu dezbrăcatul, nu a zis că a dezbrăcat-o aici. A spus că i-a încercat, ba, a zis. Doamna Mirela, am auzit că nu a spus. Eu în concluzie, ce nu-ți convine? Deci ce nu-mi convine, că el trebuia să nu facă ce a făcut, nici ea nu trebuie. Eu zic eu ce nu-ți convine. Îți convine că nu a ieșit adevărul cum l-ai vrut tu, da? Și că nu reușești să obții nimic, pentru că adevărul o să iasă, frate. O să iasă. Deci, Viorele, pe bune, dacă nici acum n-a mai ieșit adevărul... Marian sau nevastă-ta? Deci ambei. Nu, nu, dar gradul mai mare de vinovăție este la Marian sau la soția ta? Nu, gradul mai mare Viorel, este la ea, că ea. Dar de ce ai pus-o pe Veronica să facă două teste de sarcină? Crezând că a rămas însărcinată după presupusul viol din mașina cu pricina. Să fiu eu sigur. Dar tu ai auzit că nici n-au avut relații intime? Deci, doamna Mirela, păi, scuză-mă, n-a avut cu Marian aici de față, dar... Nu, n-au avut în seara aia, păi, da. Deci eu să fiu, de-am fost sigur. Deci să fiu sigur că iese sau nu iese. Așa. Deci asta. Dar tu ai auzit că a venit poliția și ea nu i-a zis nimic, că n-a vrut să-i spună nimic polițaiului? Aici, dacă nu a spus, ea a greșit. Dacă spunea la poliție ce se întâmplă atunci,
Poate că era altceva. Ce dracu se întâmplă, că mă și enervez acum. Păi, dar... Ce se întâmplă, mă, nevastă ta pleacă 80 de kilometri, tu ne minți pe noi aici că s-a dus după suc, trece poliția, nevasta le face cu mâna cu nădragi în vine și tu ne spui că păi, da, ce s-a întâmplat? Păi, eu s-a întâmplat că nevastă ta a plecat cu 3 hândrălăi. Păi... Aia plec. Asta aici vreau să ajung. Bravo. Tu ce n-ai zis, mă, de la început? Viorele, știi ce nu înțeleg? Dacă tu spui că ea n-a avut nicio vină când cu nașul în casă, că asta este un subiect pe care nu mai avem timp să-l dezbatem. O să discutăm. Dacă trebuie să-l lămurim neapărat. Dacă tu spui că ba, trebuie să-l lămurim pentru că a spus și cu sucul că nu știa. Dacă ea l-a acuzat pe naș că ar fi violat-o, ați ajuns până la poliție, ai cerut despăgubiri. Doamna Miria, atenție! Și tot pe ea ai lovit-o. Că doar de două ori în viață ai lovit-o. Și cu ocazia asta ai lovit-o. Înseamnă că tu știi ceva. Nu, de ce ai lovit-o pe ea dacă știai că este nevinovată? Vorbim după ce se termine. De ce vorbim după emisiune? Că eu nu mai am treabă după emisiune. Eu am treabă doar în emisiune. Bă, dacă nu-i povestesc, nu, doamna Mara. Nici eu nu rămân Viorele. Lasă-o în pace. S-a pus pe mine acum. Păi tu n-ai înțeles. Dacă tu l-acuzi pe naș, exact cum l-ai acuzat pe Marian, doamna când, de fapt, nevastă ta a tras de ei... Eu am impresia că el nici nu prea înțelege. E foarte grav. Băi, știi ce am eu impresia? Și să dea Dumnezeu să mă înșel că ar fi foarte periculos dacă ar fi așa. Să fie un pattern și ei să obțină bani... Nu. Doamne, bravo! Mara, de-aia îmi trebuie de 3 săptămâni. De ce nu s-a dus după ea la magazin, la suc? N-am înțeles. Asta pleacă 60 de kilometri, iar el stă ca mutul în casă. Eu personal vreau să fac un apel... oamenii ăștia care au vrut să-i nășească pe Viorel și Veronica pentru a ne lămuri. Pentru că dacă este același film, adică ea se duce la poliție cu soțul, ajutor, a vrut să mă violeze exact cum a fost cazul lui Marian și în schimb, uite, îmi retrag plângerea dacă îmi dai 15 milioane, s-ar putea să avem de-a face cu o mică escrocherie. Și eu vreau să-i mai rog și pe aia, din Cârjan, din Cârja, Bastonul, după unde mai sunt ei. Craii de la Cârja. Așa? Dacă nu cumva le-au cerut bani ca să nu depună plângere. Bun, nu mai avem timp astăzi, dar sigur că mai e și mâine o zi, că unde-ți vă duceți? Acasă nu vă puteți duce. Acasă nu, că e zăpada cât casă, cât gardul.